Este un condamnat aparte, altul este unul resemnat. Bine v-am regăsit, sunt Adriana Stoicescu și vă invit să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor de după gratii. Veți urmări în această seară a doua parte a interviului cu fostul campion de box Rudel Obreja și povestea unui alt condamnat încătușat la Gherla. Pe Rudel Obreja îl cunoaște o țară întreagă, numele celuilalt nu este atât de cunoscut, îl știu doar apropiații. Amândoi fac parte însă din lumea rece a condamnaților. A trecut mai bine de o lună de când bărbatul din aceste imagini a fost pus în libertate de urgență după ce sentințele date de completurile de 5 judecători au fost suspendate. Suntem batjocoriți. Suntem batjocoriți. Sigur că există, vreau să vorbim pentru toată lumea, sigur că există oameni care au batjocorit la rândul lor România și au furat-o și au jegmănit-o, sigur că da. Dar mai pun o întrebare. De ce nu vedem niciun președinte sau, eu știu, director general de la o multinațională anchetat, băgat în pușcărie? Numai românii sunt corupți? Păi majoritatea capitalului din piața românească aparține străinilor. Evaziunea fiscală care se face în țara asta e în mod logic și firesc făcută de aia care dețin majoritatea capitalului, nu? Păi în condițiile în care 35 din cele 37 de bănci în 2016 parcă au fost pe pierderi în țara asta, băncile pe pierderi? Păi băncile și astea, companiile de asigurări, în Statele Unite toate building-urile alea, dar nu în Statele Unite, oriunde vrei pe lumea asta, aparțin lor. Că ăștia sunt cu societăți de investiții financiare, de aici, din bănci și din societățile de asigurări. Ăștia capitalizează capitalul, nu? Ăștia îl strâng și ăștia fac toate jocurile astea la nivel mare. Și ăștia sunt pe pierderi în România. Ah, și dacă s-a dat puțin guvernul, ai văzut, doamne, și au... Păi își iau jucările și pleacă. Ai văzut un câine care fuge de la măcelie, el bați, da, el tai coada și tot stă acolo. Din punctul, din punctul tău de vedere, ce ar trebui să știe Tudorel Toader, Klaus Iohannis, Dragnea, opoziția, ce ar trebui să știe despre închisoare? Tudorel Toader și cu puterea și cu opoziția ar trebui să știe că... Și omul de rând, ar trebui să știe că trebuie să fim patrioți și să ne apărăm noi țara asta de toate nenorocirile care vin de afară și să avem curaj. Să spunem, o să mai spun un lucru. Da, am mai spus cu Ceaușescu, da? Am spus cu Ceaușescu că a fost o dictatură mai benefică, mai patriotică. Oamenii ăștia trebuie să facă demersuri clare, să nu le mai fie frică. L-am văzut pe Dragnea, că s-a stropșit un pic așa la multinaționale. E foarte bine, bravo că a făcut asta, că e printre puțini, dacă nu cumva singurul, care a făcut-o în ultima perioadă de timp. Aveți, mă, avem un curaj. Aveți curaj. Mă întreabă lumea ce, nu ți-e frică? Ce să-mi fie frică, mă, frate? Că ce, că mă bagă la... Îmi dă un glonț în cap. Ok, asta e, tot o să mor. Da? Că toată lumea să le e frică de sfârșitul lumii. Bă, oameni buni, te interesează că mori singur sau că mori cu încă 10? Că la sfârșitul lumii murim toți. Dacă mori tu, mori singur. Adică unde e avantajul? Sfârșitul lumii vine pentru toată lumea, mai devreme sau mai târziu. Da? Aveți curaj, aveți demnitate, aveți bărbăție în voi, sunteți oameni de stat. Sunteți oameni de stat. O apărați țara asta. Faceți lucruri și nu vă mai fie, mă, frică. Ce să vă facă? Vă bagă la pușcărie. Nu m-a băgat pe mine la pușcărie. Așa și uite că vine. Mă mai bag o dată, da? Ok. Și tot o să fiu liber. Dar demnitatea nu mi-o ia nimeni. Dar patriotismul și dragostea mea de țară și dreptul meu pe care mi l-a dat Dumnezeu, că nu mi-au dat nici măcar Ceaușescu sau mai știu eu cine, dreptul să fiu un om liber. Pe asta nu mi le-a nimeni. Acest om este unul dintre cei mai cunoscuți români. Este cel care a făcut de nenumărate ori ca numele de România să fie pronunțat cu respect. A fost ani de zile unul dintre cei mai abili și mai patriot diplomat al acestei țări. Rudel Obreja nu este doar fostul campion de box sau doar fostul președinte al Federației Române de Box. El este românul care a adus faima acestei țări în lume.
De mai bine de 8 ani se chinuie să demonstreze că este nevinovat. A fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită. Nu i-a fost frică de închisoare, dar a strigat mereu că această condamnare a fost nedreaptă și umilitoare. Te-ai lovit de mentalitatea societății? A, uite, ăsta a făcut pușcărie, e un pușcăriaș. De când ai fost eliberat? Eu nu mă lovesc de așa ceva. Pe mine mă interesează prea puțin care e părerea mea pentru oameni. Am ajuns la nivelul, sunt îngânfat acum, dar asta este realitatea. Am ajuns la nivelul la care știu de ce sunt în stare și nu mai am nevoie să, nu trebuie să mai dovedesc cuiva ce sunt eu sau ce. Eu știu ce pot. Știu ce sunt în stare, știu câtă dragoste am față de țară, de familie, de prieteni, de valorile reale ale acestei nații, știu ce pot să fac pentru țara asta, așa încât faptul că cineva mă cataloghează drept pușcăriaș, e treaba lui. Nu-i doresc să treacă prin toată ticăloșia prin care am trecut eu, nu-i doresc ca să înțeleagă, nu. Eu vreau să ne înțelegem, vreau să avem o să nu mai avem atâta ură, ba dimpotrivă, să avem o dragoste, să ne comportăm ca niște ca o societate, ca un popor, ca o națiune, nu ca o adunătură și ca o gloată. Trebuie să eliminăm din rândurile traiului de zi cu zi, să eliminăm ura dintre noi, pentru că nu duce nicăieri. Nu duce nicăieri bun. Ce colegi de cameră ai avut? Ei, acum pot să spun. Am stat cu doi băieți, un băiat din Republica Moldova, un băiat, îmi scapă cum îl cheamă acum, care era de pe la fostul RATB sau la RATB-ul așa. Am stat cu Mihai Toader, fostul președinte al Poștei Române, și cu Marian Iancu, fostul proprietar al lui Poli Timișoara, ca așa îl știe lumea mai bine, vechiul meu prieten Marian Iancu, noi am fost și asociați multă vreme, încă de acum 20 și ceva de ani, 22 de ani, ceva de genul. Oameni care stau în pușcărie, nu nevinovați, că nu-i treaba mea să spun asta, dar gândește-te că Marian Iancu, de exemplu, a primit o condamnare de 14 ani de pușcărie. 14 ani de pușcărie, nu-s 14 zile, 14 ani, pentru abuz în serviciu. Fii atentă ce abuz în serviciu. Cine l-a condamnat? Această celebră, cum o cheamă, judecătoare, că l-a condamnat și pe Voiculescu, Camelia Bogdan, care arată ca o paiață, pe cuvânt de onoare. Deci zici că e Sancho Panza, așa are tunsoarea aia. Deci, mai e unul, Dănileț, oamenii ăștia împar dreptate, oamenii ăștia bagă lumea la pușcărie. Păi numai când te uiți un pic la ei așa, îți dai seama că oamenii ăștia sunt dezaxați, ăștia sunt duși cu capul, efectiv. Adică te pui în mâinile lor și ai speranța ca de la Dumnezeu să fie iertat. Dar știi că același lucru s-ar putea spune, ar putea spune și el, uite ce față are ăsta, sigur e infractor. Păi da, hai să ne punem la o masă și să dialogăm, să vedem pe cine alege societatea, pe mine sau pe ei. Serios. Bun, deci Marian Iancu e condamnat pentru 14 ani abuz în serviciu, pentru că el la compania lui proprietate personală, da, pe persoană fizică, cum e sintagma aia haioasă, a impus un set de reguli pentru toți angajații și avea niște mii de angajați și după aia a pus pe ea să le încalce. Păi nu era mai simplu să schimbe regulile alea și să le spună 14 ani de pușcărie pentru așa ceva. Mai mult, este o decizie a CCR de 2 ani de zile din vara lui 2016, cred, care spune că da, este abuz în serviciu în măsura în care s-a încălcat o lege. Nu e încălcată nicio lege. Omul a făcut demersul și el și Mihai Toader. Mihai Toader a fost condamnat la un moment dat pe 3 ani și nu știu că l-au făcut de 11 ani și jumătate. 11 ani și jumătate a dat omul ăsta și stă la pușcărie. Niște oameni deosebit, serios, care au de dat enorm de multe societății astea. Rudel Obreja a fost încarcerat în penitenciarele bucureștene Rahova și Jilava și a făcut nenumărați prieteni în detenție. Au făcut demersul și fac demersul la instanță și vine instanța completul de judecată și spune da, așa este, e decizia ce cere, dar n-am modificat-o parlamentul, n-am literă de lege să te pun liber, stai la pușcărie. Și stau oamenii ăștia de 2 ani de zile în pușcărie degeaba. Ei stau de mai multă vreme în pușcărie degeaba. Adică nu că degeaba, ilegal, da?
Dar pentru că nu au transpus în Parlamentul în lege, că nu au fost în stare, că e acest ministru Toader care tot aburește, că face el dreptate pentru țara asta. N-a făcut nimic de 2 ani de zile, cred că are mai mult de 2 ani de când e la putere, da? Să bagă cu bipteră frumos, să coiesc oamenii ăștia de amnistie și o amnistie în țara asta. Păi o amnistie în țara asta, bine, lumea o să spună, păi da mă, tu vrei pentru că... Nu, eu vreau să-mi dovedesc în instanță adevărul. Dar o amnistie în țara asta, dincolo de toate, ar avea două componente benefice majore. Unu, ar elimina hățurile astea, mecanismele prin care sunt șantajați 90% din decidenții țării astea, da? Că toți au schelete în dulap, că nu-i nimeni până la urmă sfânt pe lumea asta, da? Și atunci mecanismele astea ar dispărea și păpușarii aia pe care nu-i vede nimeni, aici avem noi becuri, dar dacă stingi lumina, ăia în obscuritate de genul ăsta stau, nu-i cunoaște nimeni, s-a mai vorbit de Coldea, de Dumbravă, de ăștia care au ajuns mari și fac ce fac în țara asta, da? Oamenii ăștia și-ar pierde mecanismele, pentru că omul dacă se duce și spune, băi, condamnă-l pe ăla, fă pe aia, semnează contractul ăla, fă alea, spune, du-te mă de aici, nu semnezi nimic. Acum dacă se duce, spune, băi, vezi că ai dosar, ba la pușcărie imediat, da? Și așa s-au făcut nenorocirile. Asta pe de-o parte, pe de altă parte, imaginați-vă și iarăși, probabil că o să fiu înjurat pentru asta. Din punct de vedere fiscal, oamenii, adică o asemenea măsură ar scoate o mulțime de bani la suprafață, pentru că oamenii ăștia care au făcut ce au făcut, că lumea zice, da, mă, da, au furat, bă, fraților, au furat oricum banii, nu-i mai luați înapoi de la ei. Gata, că sunt oamenii șmecheri, ca să mă refer în termeni de aceea, și au pus ei bine și o să-i țină bine acolo permanent. Așa, în momentul în care e dat o amnistie, oamenii scot la suprafață și intră banii în economie. Că omul zice, bă, oricum, vine fiscul și spune, de unde ai, mă, 200 de milioane de euro? Păi i-am furat ieri, alaltă ieri. Când s-a dat amnistia? Ieri. La revedere. Nu mai e ce să-i faci. Și omul vine și scoate banii pe masă. Nu plac lucrurile astea. Știu că lumea e înverșunată. Lumea zice, nu, să-i băgăm la pușcărie. Băi, oameni buni, nu câștigați nimic. Din potrivă pierdeți. Știi cât consumă statul român cu un deținut? 3.000 de lei pe lună. Păi 3.000 de lei și cu cât ar mai produce omul ăla, măcar 3.000 de lei să spun. Uite 6.000, ia mulțește câteva zeci de mii de... Aia să vezi cu câte... Și asta sunt numai ce să vede, că să pierde alți bani și să... Da? Dar să cuiesc ăștia, domnul Toader, în frunte cu domnul Toader, în loc să aibă îndrăzneala. Gata, suntem de 30 de ani, am trecut o etapă a țării astea. Hai să mai arătăm și clemență, hai să mai arătăm și cu niște condiții eventual care să fie în favoarea acestei societăți. Pentru cei care încă nu îl cunosc, Rudel Obreja este fostul președinte al Federației Române de Box. Îl știe o țară și chiar o lume. Este românul care a obținut primul knockout din istoria boxului amator cu cască. De-a lungul carierei sale a jucat 230 de meciuri, din care a câștigat 215. A fost de 7 ori campion național, iar în 1989 a câștigat medalia de bronz la campionatele mondiale de la Moscova. Este un român care nu a încetat niciodată, indiferent de momentele prin care a trecut, să fie om. Ce înseamnă a fi om? A fi domn a fi om e lucru mare, a fi domn e o întâmplare, nu? E o vorbă românească, am senzația, nu știu dacă a spus-o cineva sau e folclorul ăsta extraordinar al românilor. Românii au bogăție în o înțelepciune extraordinară. Dacă ei toate zicalele, toate proverbele românești sunt pline de înțelepciune. Ce înseamnă să fii om? Sunt situații în care discut și am asemenea discurs față de niște oameni și oamenii rămân așa și zice, domnule, ești un om special. Nu sunt deloc special, sunt un om normal. Dar în toată nebunia asta, în toată societatea asta zăpăcită în care noi trăim, da? Lucrurile normale apar a fi extraordinare, ieșite din comun. Să fim om, scrie în Biblie, de exemplu, te învață biserica. Să fii un om bun, să fii tolerant, să îți iubești aproapele, în afară de soție,
În sensul să... Să nu vă gândiți la prostii. În sensul că să nu mai avem atâta ură. Să avem chestii, să facem lucruri, să construim lucruri pentru noi, pentru cei dragi. Să avem o viață, încă o dată, 70 de ani sunt așa, zboară, da? Păi eu mă gândesc că am 53 de ani împliniți. Au trecut 30 de ani de la Revoluție. Oare și-au trecut repede. Păi mai apuc încă 30 de acum încolo? Nu cred. Există omenie în închisoare? Există. Din păcate, ea nu se perpetuează când ieși pe poarta închisorii. E un sentiment de coeziune acolo fantastic. În momentul în care ajungi, oamenii îți sar. Sigur că există și perversitate. Așa se numește, așa și este. Dar sunt mulți oameni care îți ies în țară în întâmpinare să te ajute, mai ales când ești la început, când ești pufant acolo, știi? Mai depinde unde nimerești, că sunt și rechinii care dacă simt miros de fraier, nu, cum se spune, te acaparează, te duc în zonele alea. Dar există sentimentul ăsta de omenie, pentru că lucrul ăsta Dumnezeu l-a pus în fiecare dintre noi. Noi avem toată informația Universului, o avem în celulă, în ADN-ul nostru. Amai, depinde cât scoatem la iveală sau nu, cât lăsăm din omenia asta să se manifeste sau din ticăloșie. Și asta vine din educație. Ce nu vei uita niciodată din lumea aia? Am niște imagini așa, calupuri de... În primul rând că eu nu mi-am imaginat niciodată cum e și dacă nu intri în închisoare acolo nu poți să-ți dai seama. Că încerc să le explicăți tot ce înseamnă prietenilor mei, partenerilor mei de business care n-au ajuns niciodată în zona asta și e un lucru nou pentru ei și nu prea înțeleg ei cum merge treaba cu închisoarea. Păi că vor fi multe lucruri, dar ceea ce îmi doresc eu este să am partea să am permanent prezentă în mine partea pozitivă pe care am luat-o de acolo, pentru că am luat și parte și lucruri pozitive de acolo și am spus mai devreme despre ce e vorba. Culmea, pușcăria de cele mai multe ori și pe oamenii care nu sunt educați, pe cei mai mulți de acolo, îi înrăiește. De-aia să-i duci la pușcărie pe oamenii ăștia nu e o soluție, este cea mai proastă. Sunt oameni însă care mai și judecă, nu? Și sper că și eu sunt printre ei, care înțeleg partea pozitivă a acestei întâmplări din viață. Rudel Obreja este convins că își va demonstra nevinovăția. Încă mai are încredere în justiția care l-a trimis la reeducare. Ce lucruri rele ai luat de acolo? Cred că le aveam pe toate, nu mi-a fost nevoie să mai iau vreunul. Nu cred că am luat lucrurile din închisoare. Nu cred. Bine, aici n-am stat eu foarte mult. Adunat așa am vreun an de zile executat. Că tot m-au arestat, m-au tot lăsat, iar m-au arestat tot ca să le spun eu ce vroiau ei. Tu i-am spus și procurorilor, le-am spus, nici dacă știu de Udrea, nu vă spun nimic. Nu știu nimic de ea, dar și dacă știu, nu vă spun. Că nu puteți voi să mă umiliți pe mine în fața copiilor mei și în fața oamenilor care contează. Nu-s mulți pe lumea asta, dar sunt oameni care contează pe mine. Cum mă uit în ochii? Un om să știe că eu sunt un delator mincinos. Un om care am făcut rău unui om. Cu care am avut o relație firească, normală. Cu care am construit niște lucruri. Păi l-am văzut odată, e mort, dar aș vrea să-i spun în ochi treaba asta. Pe Patriciu. L-am văzut în 2005, când l-au arestat atunci 24 de ore. Plângea că l-au arestat. Păi văd, dacă când a fost bine așa, tu ce credeai, că o să fie numai soare și... A? Ăla, cred că a scris și de Măsaj de Tasu atunci și toți ăștia care să vaită și să... Că așa s-au făcut, așa s-a format sistemul ăsta ticălos. Da? Păi unul de la noi din dosar, ca să-ți spun, când a început procesul, a zis, judecătoarea a întrebat, zice, aveți 3 acuzații, pledați vinovat sau nevinovat în procedură? Și el a spus, doamna președinte, eu n-am decât 2 infracțiuni, nu 3. Păi nu că aveți 3. Păi zice, nu, stai să vă spun. Zice, când am intrat la DNA, zice, domnul procuror, zice, nu știa decât o infracțiune. Cum am intrat pe ușă, pe a doua, i-am spus-o eu. Păi stai mă la pușcărie atunci, dacă e atât de proști și de imbecil, da? Serios acum. Așa au făcut. Au început și s-au dat unii pe alții, cu povești, cu lucruri neadevărate, cu lucruri adevărate. Băi, fraților, aveți mă demnitate în voi. Dacă te apuci să faci un lucru și știi că faci o mărșăvie, păi fă-o până la capăt.
Dacă ești un om normal, un om corect, n-o faci. Sau dacă ești un om normal și un om corect, faci lucrurile corecte. De ce să-ți fie frică? De ce să-ți fie frică? Aveam situații când mă tot purtau cu alea 7 acuzații din dosar la început, că 3-4 ani de zile au plecat cu 7 acuzații. Și mă întâlneam, acum pot să și spun cu cine, că n-aveam voie, dar mă întâlneam întâmplător cu fostul secretar al Federației de Box, cu fostul antrenor federal, oameni puși de mine în funcțiile alea. Și le spuneam, băi, de ce ai declarat, mă, tâmpeniile alea ce ai spus acolo? Rude, zice, mi-a fost frică, zice, m-a pus, m-a amenințat cu pușcărie, mi-a spus că mă bagă și pe mine și pe Obrăjean, zice, vă mă, pe unde la pușcărie? Zice, nu așa a fost, nu cuta, na? Zice, eu nu sunt așa puternic ca tine, zice, mi-a fost frică. Bine, mă, zice, dar te-am pus eu să nu scrii în procesul verbal sau... Nu, zice, dar mi-a fost frică. Dar de ce v-a fost, mă, frică? De ce v-a fost, mă, frică? Păi mă bagă în pușcărie. Mă bagă în pușcărie. A, și așa ai scris de mine, mă, uite eu în pușcărie, nu? Că așa au făcut. Astea sunt mecanismele prin care că procurorii ăștia sunt bâtă, habar n-au, carte. Adrian, hai să vorbim lucrurile corecte, da? Trăim în acest moment într-o societate în care învățământul și educația este la pământ. Păi e la pământ peste tot, inclusiv la procurori și îți mai spun ceva, inclusiv la judecători. Nu mi-e frică să o spun. Sigur că, cu toate că o să compar în fața lor în scurtă vreme, există și judecători știitori, de cunoscători de carte și există, într-adevăr, judecători corecți. Dar sunt o minoritate oamenii. Oamenii nu pot să învingă sistemul, că sunt 10 pe 1, probabil, dacă nu chiar mai mult. Da? Și știi cum e, nu toată lumea are tărie de caracter, nu toată lumea are forța să își manifeste demnitatea și onoarea și să spună, domnule, voi este sistemul. Nu, pentru că acolo sunt avantaje, sute de milioane pe lună, alea, nu plătești excursii, nu plătești, nu, toate avantajele care sunt. Și omul zice, dar de ce să-i fac eu bine lui Obreja? De ce să, da, să întrecu, că am familie acasă, am alea, mai bine îmi apăr eu privilegiile mele în detrimentul valorilor care sunt mult mai importante. Lasă-l dracului pe Obrăjea la pușcărie dacă aperi într-adevăr valorile fundamentale ale statului ăsta. Dacă e tocmai invers, uite unde ajungem.